Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit în Mix Actual, o nouă emisiune într-o zi de marți. Iată, alături de mine un invitat de excepție și mă bucur că a acceptat și a reușit să ajungă în studioul nostru. Vorbim despre domnul Beșchea Severius Florin, primarul comunei Târlungeni. Bine ați venit la noi! Sărămâinile, bună ziua! Mă bucur că ați reușit într-un final și că am reușit să ne mobilizăm să avem această întâlnire. Vorbim despre una dintre cele mai mari comune. Vorbeam despre Târlungeni ca fiind comuna cu cea mai mare din... Da, din punct de vedere ultimului recensământ, da, suntem cea mai mare comună din județul Brașov, datorită faptului că avem 17 consilieri, în jur de 12.000 de locuitori, oficial. Probabil sunt vreo 14-15.000, dar oficial sunt 12.000. Oficial 12.000. Și este o comună multietnică. Da, așa este. Este o comună care are foarte multe influențe culturale, cu de toate, la pachet. Să știți că una dintre întrebări, și am vrut să începem așa, cum ați descrie dumneavoastră Târlungeniul? O perlă în devenire. Ce frumos! Mulți nu cred în asta, dar eu cred în asta. Eu cred în asta. Pentru că Târlungeniul are de toate. Are apă, are munte, are pășune, are teren arabil, are oameni muncitori. Are și... tot ce-i trebuie, numai că trebuie muncit, trebuie un pic de răbdare, am muncit mult, roadele nu prea se văd, dar de acum încolo se vor vedea. Dar lunar se vor vedea roade frumoase. Este nevoie de timp ca lucrurile să se așeze. Trebuie răbdare. Normal că oamenii... E greu să le spui, când e plin de praf, trebuie să le spui, oameni buni, uite, avem un proiect și putem asfalta, dar nu putem asfalta pentru că s-au deșteptat și oamenii ăștia care dau finanțări și nu-ți dă finanțare până când nu vii cu infrastructură, canal, apă, gaz, electricitate. Deci, mi se pare corect să le faci întâi pe toate acestea, chiar dacă o duci un pic mai greu, dar când ai făcut, ai închis subiectul. Dar trebuie să înțelegem că respective. Nu mai punem căruța înaintea cailor. Exact, da. Da. Sau asfalt electoral ca să dea bine la public, să te mai aleagă un mandat. Eu nu sunt genul ăsta de om. Eu nu sunt genul ăsta de om, nu sunt îmbrăcat într-o manta de primar. Eu sunt un om care iubesc localitatea, chiar o iubesc și cetățenii și mă interesează să fac lucrurile cum trebuie făcute. Sunteți un om al comunității. Cu orice preț. Cu orice preț. Adică nu sunt genul de populism să ies pe Facebook cu toate și să-mi arăt când mă duc până la colț sau până la semnat, nu știu ce. Într-adevăr, poate acolo am o mică problemă, că ar trebui să fiu un pic mai comunicativ, să zic așa, cu cetățenii care nu mă știu. În general, toți cetățenii mă știu din zonă. Mai sunt cetățeni noi veniți care, după ce au interacțiunea cu mine, dom'le, dar am crezut altceva, pentru că se hrănesc din spațiul media și acolo, știți, sunt tot felul de oameni care spun tot felul de lucruri fără să te cunoască. Nu, i-am spus, ușa mea e deschisă tot timpul, eu răspund la orice telefon, din orice oră, din zi și din noapte, nu am vreo audiență, nu știu de care, nu, eu sunt direct și deschis și sprijin pe cine, pe oricine are o problemă, evident, în măsura posibilităților. Clar, pentru că, iată, vorbim despre, exact, despre niște atribuții. Exact. Una este să vorbim cu omul Severius Florin, să spunem, și alta este să ne adresăm primarului comunei Târlungeni. Și oamenii cred că ar trebui să înțeleagă, oare reușesc oamenii să înțeleagă, cei care vă cunosc, în cei mare care vă parte, sunt apropiat. Da. Deci, vă spun sincer, interacțiunea mea cu cetățenii este una strânsă. Pentru că, încă o dată, spun, eu sunt un om deschis. Eu, în primul rând, am aceeași monedă pentru toată lumea, nu am monede diferite pentru prieteni, pentru nu știu ce, sus puși, pentru jos puși, nu. Moneda mea este unică, este una de bun simț, de atitudine corectă și pertinentă și colegială, dacă vreți. De a face lucruri. De multe ori. De a face lucruri și a înțelege oamenii că tot ceea ce vreau să fac este în beneficiu tuturor. Mă gândeam acum, din 2016 ați preluat această poziție, iată, de primar. Da, da. Și mă gândeam că vorbeam noi cumva înainte de a intra în emisiune despre schimbări, despre proiecte, despre procesul acesta de derulare și de implementare. Cât de important e să găsești oamenii potriviți în implementarea proiectelor?
Este foarte important să găsești oameni potriviți, numai că, din păcate, noi, la nivelul nostru, la nivelul comunelor noastre, să zic așa, nu prea ai posibilitatea să remunerezi și să ții o echipă de proiecte în spate. Și atunci trebuie să apelezi la consultanți, pentru că un consultant bun nu vine să stea pe 1000 de euro salariu sau pe 5000 de lei, pe 4000 de lei, nu vine să stea, pentru că e firesc, el poate să aibă 10 proiecte din care și ia de fiecare câte 1000 sau 500 sau cât și-o lua. Are remunerații diferite, clar. Dar, la fel, vedeți, pe proiecte trebuie să lucrezi foarte bine și nu vorbim de un program la proiecte. La proiecte vedeți cum se pune, primul venit, primul servit. Și nu-ți permiți... La echipa de implementare din primărie, n-aș spune că sunt cel mai mulțumit, dar, sincer, le-am învățat împreună, că nu s-a născut nimeni învățat și... Dar una peste alta le-am dus. Totuși legislația e un pic prea stufoasă la noi. Vă spun sincer că am fost în Polonia și am văzut cum se atrag fonduri. Este... Să știți că urma să vă întreb dacă aveți un model de bună practică, ceva ce v-a inspirat și ați vrea să aplicați în Tărlungeni. Da, de aplicat în Tărlungeni voi aplica, dar e clar că nu pot să schimb și să spun, de exemplu, să pun în practică ce am văzut în Polonia, pentru că nu se poate. Acolo sunt alte legi. Sunt alte legi. Legile sunt mult altfel. Nu sunt atât de stufoase dosarele de... Bun, vorbim de proiecte europene. Toată lumea vorbește de proiecte europene, dar nu știe ce înseamnă în spate, ce stă la baza unui proiect european și cât de stufoasă este documentația unui proiect european. Da, mergem înainte și avem proiecte în derulare multe și urmează acum să intre în implementare. Puțin i-a dat peste cap chestiunea asta cu faptul că s-au comasat alegerile, pentru că planul meu, al meu, al nostru, al echipei, era un pic altfel. Și acum vă dați seama că un pic ne-a dat peste cap. Dar ne-am reorganizat și lucrurile vor merge în direcția dorită. Cetățenii văd că se implementează proiecte, văd că se schimbă lucruri. A apărut cartierul nou Izvor, toată lumea știe de cartierul Izvor deja. Aparține și acela de Tărlungeni? Aparține de Tărlungeni? Nu, aproape în întregime. E puțin din partea Săcel, de unde începe Săcelele. E un cartier al Zasoarelui, al Săcelelui. Practic, sat Izvor. Vom vedea cum îl generăm până la urmă, într-o formă sau alta, cum o să-i dăm. Ne ocupăm acum și de implementarea unui parc, acolo ne uităm. Acum avem grădiniță de la zero, de stat, o avem în lucru, anul viitor va fi inaugurată. Infrastructura pe canal, acum pe canal, peste o lună vom depune proiectul la AFM, că s-a deschis o linie de finanțare pe AFM și asta este marea problemă, să rezolv problema canalizării în Izvor. Atât. În rest, restul vin de la sine, nu trebuie finanțări colosale, am tras un covor, am pus un covor că am avut un proiect pe PNDL, în care am asfaltat arterele principale, adică și din punctul ăsta de vedere a putut fi implementat și transportul metropolitan, pentru că altfel vă dați seama că dacă nu era asfalt, nu se putea intra. Și atunci, nu. Normal că mai sunt și oameni nemulțumiți, dar trebuie să aibă răbdare pentru că lucrurile merg în direcția care trebuie. Adică nu stăm, nu dormim și cei care vor și se interesați să vadă cam unde suntem, îi invit la primărie să discutăm despre proiecte oricând, la orice ori din zi și noapte și, bineînțeles, putem să ne întâlnim chiar și acolo, nu este o problemă, sau să trimită tot felul de interpelări, sesizări, ca să le putem răspunde vis-a-vis de stadiul proiectelor și situațiilor pe care îi deranjează sau care îi nemulțumește sau știu, o chestiune de genul ăsta. Acum se știe clar că autoritatea publică nu poate să răspundă, să spunem, tuturor solicitărilor. 100%, dar e clar nu. Că vorbim de chestiuni pertinente, informați. Chestiuni palpabile, chestiuni care se pot face și, bineînțeles, nu vorbim de OZN-uri, că Doamne iartă-mă. Zonima, din ce am văzut eu și din ce am apucat să discut așa cu dumneavoastră, da? Mi-am dat seama că sunteți un om practic.
al lucrurilor făcute așa de la bază, hai să punem întâi fundație, hai să tragem, să avem apă, hai să facem curat, hai să facem ordine, hai să punem bază, astfel încât să putem să construim ceva frumos. Știți ce vă spun? Poate am eu o mentalitate puțin mai... Dar eu sunt adeptul, hai să ne scărpinăm cu mâna altuia. Și vă dau un exemplu. Am fost cu o altă societate. Noi dau numele că nu vreau să denigrez și nu vreau să pun pe nimeni într-o lumină proastă. Am avut o societate de salubrizare care opera pe tărlungeni. Și mă loveam tot felul. Bam, rămânea vinerea. Mă spuneam oamenii, îmi trimiteau poze cu, domne, am pubela la poartă sâmbătă dimineața, E chestiuni de genul ăsta. Și atunci am zis, băi, fraților, stai un pic, că noi trebuie să ne organizăm din temelii. Și atunci am făcut o societate de salubrizare. Angajați din comună, bugetul este în comună, este în serviciu, sub serviciu al primăriei, da? Angajați din comună, am încercat și am ajuns în faza cu ei, am achiziționat mașini de dezăpezire, fac dezăpezirea, adică și fac dezăpezirea într-un mare fel. Știți, toate numai de a chivernisi cât de cât să ne gospodărim cât mai bine, taxele și să vină tot la noi, să nu vie o societate din altă parte care să nu aveți așa, nu că aș avea ceva cu un om care prestează un lucru bine făcut și că e din altă parte, Doamne ferește, că doar suntem într-o metropolă, nu asta e problema. Dar vreau să spun că exercițiul mi-a arătat că dacă ne-am făcut treaba noi, am făcut-o mult, mult, mult mai bine și controlez eu. E adevărat că e o povară pentru primar, că una e când ai pe unul care nu te interesează de el și, băi, nu mi-ai făcut aia, ai un contract, te penalizezi, nu știu ce, ăștia fiind ai primăriei, cum ar fi. Da, dar de contul vine pe hârtie. Tot în cârca primarului vine. De contul vine pe persoană fizică. Acolo, nu știu ce, sau știu eu, nu știu ce crăci, sau, bălea, și tot primarul devine. Da, nu e o problemă, am obișnuit cu asta. Pentru că n-au ce face. Tot un primar trebuie să dea, că asta este viața. Păi, fără să țină cont. Bă, primarul mai are și un viceprimar, mai are și un manager, mai are și... Are o echipă în spate. Bineînțeles, care... și are șef la salubrizare, șef la apă, șef la alea. Orice problemă e, normal că tot primarul e de vină. Da? Nu e problema, am obișnuit. Știți cum e. Și eu, la rândul meu, e cam biciu și eu un pic, că n-am ce să le fac. Dar, din punct de vedere al acestei sunteți situații... Sunteți un om care țineți lucrurile din scurt? Cred că ar trebui să le țin și mai din scurt. Puțin am fost, prea puțin, și asta este una din, să zic așa, puțin, știți cum e, am fost coleg cu ei, da? Cu mulți dintre ei am fost coleg. Când am ajuns la primărie, eram tinerel la momentul ăla, acum vreo 20 de ani, că am avut două mandate de viceprimar și știți cum e, băi, s-a ajuns și ăsta, asta a venit un șuță și s-a ajuns. Familiarizat s-a cu ajuns. Această poveste. Și nu înțeleg, oameni buni, doar atâta le spun, oameni buni, trebuie doar să răspundem cerințelor. Nu trebuie să facem altceva, că dacă răspundem cerințelor și ne facem treaba bune, nu avem nicio apăsare din niciun punct de vedere. Dar e foarte ușor să te întorci cu spatele, să pleci, că știi că pe tine nu te ceartă nimeni. Că toate țintele se duc către primar. Înțelegeți? Și asta e. Dar, și de acolo, iată că este ca într-o familie, cumva, știți, că întotdeauna oarecum. În familie, dacă copilul face ceva, știți tata spune, mama familie. Te-a învățat, da. Mama, mă, dai de vină. Și într-o familie. Și nu sunt genul de om care să dau vina pe șeful de la apă, pe viceprimar, pe manager, pe ele, pe ele. Le iau, le pritocesc, le pun unde trebuie și mergem mai departe. Încerc să conving cetățeanul sau pe cel nemulțumit că de fapt a fost o inadvertență din partea cuiva sau altcuiva și încercăm să găsim soluții de așa manieră să ne sprijinim reciproc. Pentru că dacă ne-am bucurat de ce avem, să ne înțelegem, e foarte important. Să ne bucurăm de ce avem, am uitat să ne bucurăm. Spuneți așa niște lucruri frumoase acum. Nu, dar sincer, dacă ne-am bucurat de ce avem, nu ne bucurăm, nu suntem, nu ne bucurăm. Dacă avem o mașină, nu, vrem două. Dacă avem, nu știu ce, vrem trei. Înainte nu era asfalt și nu aveam nici apa în curte de fiecare dată sau în casă și totuși eram mai fericiți oamenii. Astea sunt niște lucruri care clar trebuiesc și știu că trebuiesc. Și sunt convins numai că îi rog doar să aibă un pic de răbdare, pentru că am implementat proiecte și sunt cu ele pe turnantă. Uitați așa vin. Din lună în lună vor intra
tot felul de lucrări și tot felul de chestiuni la care am muncit foarte mult. Cetățenii Comunei Tărângeni să se aștepte că vor vedea pași și lucrări în evoluție, da. Implementări, acum, eu vă spun, gurile rele vor spune că, băi, a început campanie, se apucă ăsta de povești, nu știu ce. Nu mă apuc de nicio poveste. Eu sunt un om care știu că numai unul iese primul. Și din totdeauna în varianta B. Și mai știu, am reținut. Nicio problemă, dar este foarte important, știți cum e? E foarte ușor să pui niște randări și să arăți, băi, cum ar arăta aia, așa, așa, dar fără să n-ai nici habar de ceea ce vorbești și ce spui. Să cunoști substratul problemei. Numai să faci, numai de dragul de a face și populisme de-astea ieftine. Eu nu sunt genul de om și nu voi avea o campanie de genul ăsta, la fel. Eu nu o să vorbesc urât de nimeni, pentru că nu este genul meu. Eu am de lucru până în septembrie, da, pentru că atunci se termină mandatul meu oficial. Mandatul meu se termină în septembrie. Da. Am de lucru până în septembrie și cu siguranță și de acolo înainte. Clar, lucrurile sunt frumoase și oricum ar fi, viața merge înainte, pentru că există viață și înainte, evident, și după, evident, și nu ne oprim aici. Toate funcțiile sunt funcții vremelnice. Funcțiile politice sunt funcții vremelnice. Așa este. Iar un om care e dat să facă și are natură să facă, înțeles, lucruri, va face oricum. Da, știți cum e că e dat să facă? Acum, da, este și dat să sunteți facă. Sunteți în acea poziție în care... Dar am intrat într-o chestiune, aș putea spune... dintr-o întâmplare, dar nimic nu e întâmplător în viață. Așa este. Și așa este. Trebuie să confirm, trebuie să arăt, am confirmat de-a lungul timpului, oamenii, cetățenii mi-au arătat că mă iubesc și țin la mine și trebuie să duc la bun sfârșit proiectele la care am muncit foarte mult. Atât eu cât și întreaga echipă din spatele meu. Acum, dincolo de infrastructură, că e clar că lucruri se fac, vor fi probabil grădinițe care să satisfacă necesarul, care să satisfacă nevoile. Da, avem un proiect nevoile. Mare și pentru o școală la Purcăreni. Avem un proiect, deja a trecut de faza de eligibilitate la Ministerul Învățământului. Avem copii foarte mulți în localitate, avem 1600 de școlari și preșcolari. Avem un proiect frumos cu masa caldă. Bine, masa caldă îi se spune generic, dar noi dăm un sandvișel cu iaurt, cu banană, cu dăm acest de anul încă de anul trecut și în grupurile unde am avut probleme, în grupurile, să zic vulnerabile, așa, în cartierele vulnerabile, da. cu familiile mai nevoiașe. Sincer să spun, am fost alaltă ieri cu floricele pe la Doamne, apropo, la mulți ani, să vedem în sănătate și o primăvară frumoasă vă doresc. Mulțumesc, mulțumesc. Mă scuzați, trebuia să încep cu asta. Și am fost cu flori la învățătoare, la educatoare, la doamnele profesoare și am văzut chiar la Zizin, unde, e o școală destul de, să zic așa, cu foarte mulți elevi. Și vreau să spun că am găsit ceva foarte frumos acolo. Deși cred că sunt 100% de etnie romă, cei de acolo, am găsit copii frumoși, îmbrăcați frumos, pieptănați, curați și am găsit clasele pline. Asta este un lucru deosebit. Și directorul, am avut o discuție cu directorul, l-am felicitat și mi-a spus că a fost foarte mult, a făcut această chestiune, masa caldă. Foarte mult, pentru că este un factor care îi încurajează și îi mobilizează să ajungă la școală. Da. Bine, și vă întreb, cum e să construiești într-o așa diversitate culturală? Că spuneați că, iată, Tărângeniu are o multiculturalitate acolo, da, foarte multe... Suntem români, maghiari sau rom, sau rom, români, maghiari, nu vreau să pun pe nimeni înainte ca să nu se interpreteze, pentru că eu, pentru mine, oamenii m-am repetat, adineori, oamenii sunt la fel, îi respect și ceea ce e foarte important este că chiar tot așa zilele trecute făcusem o analiză pe o stradă care va urmea să fie asfaltată, strada Crișan din Tărlungeni. Este o stradă unde e o problemă că toată apa din localitate, cum ar fi, vine cam pe ea, că ea e mai jos, e diferență de nivel, și vine în cartier acolo, din păcate. Și am trimis să facem o analiză câte băi sunt la fiecare casă, pentru că acum suntem în implementare cu proiectul. SF-ul a fost făcut și proiectul am întâmplat stradă, mă rog, și acum urmează să asfaltăm. Dar vom face din surse proprii acolo canalul, pentru înțeles. Că numai canalul ne trebuie. Am tras apă, gaz, conducte noi, mai avem de montat niște hidranți și...
Și am constatat că în cartierul de romi, unde sunt, adică oamenii au evoluat și asta e foarte bine, au evoluat fantastic. Și ei vă spun că au evoluat fantastic. Au lucrat pe afară, s-au integrat foarte bine, bine și am constatat că sunt undeva vreo, nu știu, cred că din 170 de imobile pe strada respectivă, să zicem așa, cred că sunt undeva vreo 150 care au grupul sanitar și au tot ce le trebuie. Și am zis, băi, uite cât de important e că nu am făcut prostie să asfaltez înainte să pun canalizarea, că era o nebunie. Dom'le, pune asfaltul. Știți că se mai întâmpla? Pune asfaltul că oricum nu contează. Apropo de asfaltul electoral, pune asfaltul că după aceea n-are nimic. Din punctul meu de vedere, canalul este mama civilizației, canalizarea este mama civilizației, că de acolo plecăm. Apa caldă și săpun. După aia discutăm mai departe și unde se duc alea. Că... Iată că s-au adaptat la schimbările comunității. Iată că se poate construi. Și pun numărul, sunt oameni care lucrează, chiar și care au firme, au mai luat lucrări mici, mai mici, mai mari. Adică se poate. O numim, se poate. Îmi place să cred că este un exemplu de comună, de bună practică în a construi în diversitatea asta culturală. Așa o numim, diversitatea culturală. La fel, noi avem tot felul de activități și culturale. Acum, puțin pandemia ne-a scos un pic din jocul ăsta. Asta ne-a afectat. Am avut și inundații, am avut pandemie, am avut război, dar le-am trecut pe toate cu bine. Adică, în sensul că ne-am descurcat și pe timpul pandemiei, am găsit soluții și cu cei care aveau servicii, n-aveau servicii, mai cât ne-am descurcat. Una peste alta, le-am dus cu brio, ca să zic așa. Am găsit soluții fără să ne apucăm să facem valuri și să... Am găsit soluții acolo, ne-am organizat frumos. Mă gândeam... Care ar fi două lucruri pe care vi le-ați dori să le vedeți realizate în perioada imediat următoare? Așa, stringente. Păi unele care sunt pe țeavă, ca să spun deci canal care s-a deschis cele două, adică undeva la 1000 de racorduri deja funcționează și am semnat acordul cu Preșmerul, pentru că noi acolo mergem cu în stația de epurare de la Preșmer și am stabilit cu primarul să facem eșalonare, pentru că e o taxă destul de solidă la intrarea în stație, pentru că și ei au cheltuit la momentul lor, au cheltuit niște bani, pentru că ei au făcut au pus cofinanțarea pentru stația de epurare și tronsonul de la intrarea în Preșmer, tronsonul care a trebuit supradimensionat de la intrarea în Preșmer și până în stația de epurare, care e undeva spre zona lungă a Câlnicului și atunci spre zona lungă a Câlnicului și atunci normal că și noi a trebuit să remunerăm vis-a-vis de numărul de locuitori, cum s-au calculat și cum au făcut. Și atunci am stabilit cu domnul primar și am eșalonat pe 4 ani și am rezolvat problema să intrăm. Și atunci noi numai acum avem pe Zizimpuri, care ne avem canalul câștigat, finanțare, și numai ne înțepăm. Avem tronsoanele principale, le avem, și atunci avem numai de pe străduțele și cartierul de rom din Zizin. Și acolo nu mă gândeam vreodată că ajung să pot semna finanțare pentru să fac canalizarea acolo. Și când le spuneam, îi spune, domn primar, fă-ne numai asfalt, că las, că noi ne descurcăm. Nu, fraților, și voi sunteți la fel. Sunteți la fel ca noi. Sunteți la fel ca noi și trebuie să avansăm frumos. Și trebuie să avansăm frumos și să avansăm la fel. Pentru că și ceilalți le-am spus, oameni buni, vă place numai când vin oameni și vă fac curat în curte sau îi munciți pe câmp sau îi munciți acolo. Nu se poate. Încet, încet trebuie să îi sprijinim pe acești oameni. Și eu văd o evoluție fantastică. Și jos pălăria pentru cadrele didactice care lucrează acolo. Iată cât de frumos, cât de frumos și cât de mult contează să ai un context structurat, așezat, cu lucruri bine făcute. Timpul trece foarte repede. E clar că aveți proiecte frumoase, e clar că, sigur că aveți note și elemente culturale. Știu că ați organizat concerte, activități de sărbători și tot ce ține de... Da, probabil trebuiau mai multe, dar știți cum e, vă spun sincer. Atâta timp cât eu am preluat primăria cu un handicap, cu niște corecții financiare de aproape, nu știu, 1,5 milioane de euro aproape, și alea au fost o povară pentru mine. Și le-am dus greu, în sensul că n-am putut să accesez un împrumut ca să pot să am o linie de cofinanțare. Pentru că orice finanțare trebuie să ai cofinanțare. Așa este, și mai primăria mică sau este mai mare. Primărie, nu e compania mai mică sau mai mare, privată, da. Și atunci un pic a fost greu din punctul ăsta de vedere și într-adevăr nu am făcut zilele tărlungenului să fac cu fasturi, cu dăsea, să aduc nu știu ce, că eu așa sunt, când am datorii nu plec în concediu,
așa m-a clădit pe mine viața, nu știu de ce, dar așa sunt. Și atunci, probabil, nu știu dacă am făcut foarte bine, dar a fost și pandemia și așa. Dar în rest ne-am descurcat, am făcut evenimente. Am sprijinit și pe maghiare, am sprijinit pe fiecare, cel care vine cu inițiativă, ce ONG care vine cu inițiativă. Toți li se deschid ușile și îi sprijinim din toate punctele de vedere. Un alt punct era acela de colaborarea cu facilitatori comunitari și așa mai departe, dar sunt sigură că deja asta face parte din planul dumneavoastră avem niște oameni deosebiți care pot să pun jos pălăria pentru ei. Și o să facem o emisiune exact pe tema asta ca să vedeți că chiar avem. Nu mă laud, că nu este genul meu să mă laud, clar. Dar avem niște lucruri frumoase în implementare. Sunt și cele care au fost implementate și în implementare în viitor. Vă aștept cu mare drag să povestim alături de mine. Cu mare drag și vă invităm și la fața locului să stăm de vorbă și acolo, la un eveniment frumos, probabil puteți să veniți. Cu mare drag, ne bucurăm să... Noi în fiecare primă facem medalion cultural, care vin artiștii din comună, avem pictori, avem oameni deosebiți în comună, avem și artiștii de altă natură, deci suntem o comună în devenire, mulți nu credeau în Tălungen și nu cred în Tălungen, dar trebuie să-și pun o singură întrebare, de ce au ajuns ăștia să fie atâția, mă? Și de ce toată lumea se îndreaptă către Tălungen? Și mai mult de atât, vom fi un furnizor foarte mare, vă spun, în premier, un furnizor foarte mare de mână de lucru. Acești oameni de etnie romă, că nu sunt neapărat numai de etnie romă, că acolo sunt. Și au luat fetițe frumoase de acolo, chiar dacă era un maghiar mai sărăcut sau unul ăla. Știți cum e. Dar oamenii sunt foarte bine și sunt muncitori. Și vom fi furnizori de mână de lucru. Vom fi furnizori de muncitori. Deja iată că veți fi o comună care va cântări foarte greu avem, în realizarea. Ceea ce avem acum foarte important, am preluat drumul județean, care ducea către Vama Buzăului. Acum o să fac un ADI cu Tibi Chirilaș Tiberiu, primarul de la Vama Buzăului, pentru că noi acolo avem satul Dălghiu. Satul Dălghiu care este la poalele Ciucașului, practic e perla de sub Ciucaș. Perla de sub Ciucaci este al nostru, al Tălungenului. Și acum parteneriat cu domnul primar, să asfaltăm drumul, să facem pistă de biciclete. Pista de biciclete s-ar putea să facem cu Consiliul Județean în continuare. Dar să asfaltăm drumul, să nu trebuiască să mai mergi prin Covazna ca să mergi în Vama Buzăului și te poți duce pe aici și aproape e cam la jumate drumul. Am înțeles. Cam jumate kilometri vorbind. Proiecte frumoase. Și atunci s-ar putea să fac un proiect cu dânsul și vis-a-vis de, dacă construim una de ei împreună, am zis că facem una de ei și s-ar putea să facem și o părtie de schi la Vama Buzăului. Dar în faza reală, nu avioane. Adică chestiuni palpabile, reale și care se pot face, nu povești. Vă așteptăm cu realizări noi și cu realizări în derulare aici la noi, ori de câte ori aveți ceva de comunicat oamenilor, cetățenilor, locuitorilor Tărlungeniului. Suntem alături de dumneavoastră, suntem o voce a comunității, indiferent de context. Domnule Beșchea, Severius Florin, mulțumim pentru prezență. Și eu vă mulțumesc mult. Și iată, dragi telespectatori, mult ar fi de povestit. Nu putem încape în 25 de minute o viață de comunitate, pentru că nu reușim, dar ne dorim să venim în fața dumneavoastră cu informații, astfel încât să rămâneți conectați la ceea ce se întâmplă. Alexandra Grancea sunt, până data viitoare, numai bine!